Dom'le, nu m-am vrut să mai mă bag cu Ucraina asta și cu războiul, dar n-am putut, dom'le. Există o expresie la noi, să moară mama la rădițe. Am spus de la început că o să câștige Ucraina. Toată lumea, du-te, bă, du-te, bă, du-te, bă, du-te, bă. Bă, a câștigat Ucraina, mă doare în găos pe mine, dar mârșăvia asta care au scos atâtea țări, inclusiv ai noștri, ce am văzut și ce m-am interesat. Noi i-am votat pe moldoveni și televiziunea română pusă de normal de slujile astea care sunt obediente, au trimis voturile la ucrainieni. Păi, nu știu, mi se pare ceva absurd. De ce mai faci concursul? Câștigă Ucraina, bate Ucraina, ne ocupă Ucraina, ne face Ucraina și am terminat, ce mai facem atâtea eforturi și atâtea cheltuieli și astea. Bă, mi-e tare frică, vă spun acum, în zi de duminică, că o să ajungem, când ne ardem nevestele, să fim obligați să strigăm slavă Ucraina, mă, mâncava și gura. Nu se mai poate, bă, mânca, dar terminați odată cu chestia asta, să fie sănătoși la ea acolo, bă. Nu se poate chiar în halul ăsta, bă. Ata manipulare și haliți și haliți și haliți atâta. Bă, să bat oamenii pe stradă, să bat oamenii în familii. Unul cu Putin, unul cu Ucraina, unul cu alea, cu alea. Băi, nu știu, suntem un popor de oameni nebuni, nene. Ne manipulează ăștia cum vor, nene. Ne-au băgat cu Băsescu, cu Ciuma Roșie. Ne-au băgat cu vaccinați și nevaccinați. Acum ne bagă cu ucrainieni și putiniști. Mâine ne bagă cu... Nu mai spun cu ce, că închide ăsta. Nu se poate, bă, chiar așa nu gândiți deloc. Bă, nu vedeți câtă manipulare poate să existe. Am spus cu... De când a început festivalul, m-a sunat cineva. Uite-te să vezi ce frumos. Nu mă uit, câștigă Ucraina. Și așa a fost. Nu se poate chiar așa, domne. O să ajungem să ce? Toată lumea. Și eram când spune mie acolo cu Mariupol, cu alea pe scenă, păi băgăm muzica cu asta, bă, frate, ce legătură are muzica cu ce se bate acolo, ce fac? Și vă spun în final, Putin are cancer terminal. Au spus acum spionii, e gata. Deci să termină chestia asta, ce mai citem atâta? V-am pupat.